pe Vasile Blaga, las la o parte relația personală care e veche și consistentă, îl apreciez pentru managementul politic pe care îl face la un nivel compatibil chiar european, și vorbesc de Uniunea Europeană aici, nu vorbesc de partea aia de Est. Vasile Blaga este un excepțional manager politic, care știe de toate. De la interpretarea sondajelor despre care vorbea, până la organizare clară. Nu-i vun Epigon, nu-i vun Dragnea. Dragnea o ia așa, o ia din zbor, cu ale 8 clase sau 7 pe care le are el cu ciorapii flaușați, cum zici știi, tu. Știi ce mi-a... Deci, Liviu Dragnea are imaginea asta, fiind tot timpul foarte serios. Cineva i-a spus, domne, dacă par serios, ușor supărat, apăsat de griji, par și deștept. Sunt două categorii. Una, tăcuții foarte proști în realitate și mult mai puțin tăcuții inteligenți, deștepți, vizionari. Dragnea nu face parte din partea a doua, din păcate, sigur mi-ar fi plăcut să facă. Deci face parte din cealaltă, sigur, învață, încearcă dânsul. Asta e școala de la Fortaleța. Deci Dragnea are școala politică de la Fortaleța. Fortaleța, pentru telespectatori, este o localitate extrem de flamboiantă pe coasta de est a Braziliei. Acolo unde Dragnea și-a făcut școala politică împreună cu Radu Mazăre, săracul, și cu alții de pe acolo. Dar cam atât. PSD-ul astăzi, apropo de ce vorbeam eu aseară la tine prin telefon la emisiune, este victima acestor băieți cu școala la fără frecvență. Eu, dacă mi-amintesc că am fost secretar general la partidul ăsta și aveam în județe colegii mei, cum ar veni, că am făcut câte un secretar general în fiecare județ. Că nu vorbesc de prefecții pe care îi puneam forțat președinți ca să aibă autoritate și administrativă, că era posibil atunci să fii prefect și președinte organizației societate, reprezinți guvern. Vorbesc de secretarii generali. Oameni cu glagorie, cum ar ce bunicul, cu minte, cu școală, cel puțin de partid, dacă nu și de altfel. Păi băieții ăștia, genul Ponta, Dragnea, care mai sunt pe acolo, ce reprezintă ei pentru acel partid care însemna o structură de stabilitate pentru România, chiar dacă excesivă, chiar dacă era la putere sau chiar dacă era în opoziție. Unul ca Hrebenciuc, spre exemplu, despre care am vorbit rău de multe ori, dar vorbesc acum bine, niciodată n-a îndrăznit să atenteze la acea structură a partidului. Nici Năstase, nu mai vorbesc de Iliescu. Pentru că acea structură însemna o structură de stabilitate care reprezenta România medie, sub medie, peste medie, și care dădea senzația unor proiecte consolidate, chiar dacă nu era așa. Dar dădea senzația și cetățenii se uitau cu destulă încredere la un partid condus de asemenea oameni, o parte din cetățeni. Mama, ca să iau învățătoare pensionară din Câmpia Turzii, oraș mic, industrial, monoindustrial, mama se uita cu speranță și s-a uitat, nu se mai uită. Astăzi ce mai este PSD-ul? O trupă de băieți care își perpetuează puterea de grup, mega contracte despre care aflăm astăzi apropo de caz Munai Gaz, da? Jocurile care înseamnă ce? Furăm ca să mergem în Dubai, ca să ne facem castele pe la Viena și ca să putem să plătim parte din mass media să ne spună că suntem performanți și deștepți, nu antiperformanți și dobitoci. Pentru că dacă mass media ar fi liberă, i-ar fi șapte băieții ăștia, de la Ponta, la Orlando, Teodorovici, la nu știu care, până toată zona trecând, să-i arate cât sunt de găunoși. Pare rău că aici sunt și eu vizat personal, apropo de fiinul meu, soțul Lavinia Eșandru, Darius Vlucov, pe care l-am crezut extrem de performant, toate lucrurile care au venit în ultima vreme peste noi, nu ni l-au arătat neperformant, dar ni l-au arătat într-o altă fază personală, apropo de noua generație politică. Arghilofilia, dorința de îmbogățire. Îl vedem pe Băniciuiu, care e un băiat în regulă pe care noi l-am lăudat tot timpul. N-a fost în stare să demonteze minciuna lui Ponta legată incredibil de soția ambasadorului Olandei. N-a avut acest curaj. De atunci n-a mai vorbit. Nu, n-a avut pur și simplu deci, să-l invit într-o emisiune. Acest băiat care n-a făcut... penibil atunci. Dacă era bărbat de stat, sau dacă dorea să devină bărbat de stat Băniciuiu, spunea atunci, Victore, îmi pare rău, ai mințit. Sau măcar putea să spună, atenție, la întrebarea asta nu răspund eu, răspunde domnul Ponta. Domnul Ponta, vă rog să răspundeți. Când veniți, să când veniți, vă rog să răspundeți la întrebarea asta. V-am zis eu că femeia care e o femeie de omul, întâmplător am cunoscut-o. E o femeie soția ambasadorului Olandei. Mexicancă, da.
O femeie de o modestie se duce, face fel de fel de lucruri pe la căminele de bătrân, de copii handicapați, toate astea. Și s-a operat în România fiind mândră de felul în care au acționat medicii români și fiind o tipă extrem de populară în spital. Și chiar stând cu alții acolo, alături de patul lor. S-a descalificat, din păcate, Nicu Bănicioiu, cu această minciună ascunsă sub preș, la care a preferat chiar dacă să pare, arunce chiar dacă pare puțin lucru, este mult. Atitudinea de servitor la un ministru al statului român nu este compatibilă cu performanța. Iar Nicu Bănicioiu a avut această atitudine de servitor și practic și-a ras cu lama, așa, tot ceea ce... Performanțele. Ce a făcut bun. Da, omul n-a făcut rău, a fost destul de apreciat și este apreciat. Dintre cei mai apreciat. Dar această atitudine de capul plecat, sabia nu-l taie, asta nu merge. Asta mergea atunci când ne luptam cu turcii, dar aveam o anumită strategie să câștigăm până la urmă. Nu când te supui unuia care ce. Unuia ca Ponta, care devalizează bugetele de stat și fără de care tu nu mai ești ministru pentru că el se zburlește la un moment dat. Dom'le, dacă asta este atitudinea ta, trebuie să ieși în piața publică să spui, alo, nu mai accept. Partidule, că aici vine treaba cu partidul, partidule, cât vii după mine, l-am luat pe Bănicioiu, săracul, cu cel mai prost exemplu, nu contează, un Bănicioiu din PSD. Că nu vreau să considere că îl văd pe Bănicioiu ca un potențial. E un potențial, e în primii 3-4 oameni cu potențial de a ajunge lider al partidului. Da, dar acel gen de lider care se supune acestui gen de dictatură personală. PSD-ul nu poate să renască astăzi decât dacă acceptă un lider care ia la bătaie pe niște principii bine fundamentate și pe un viitor consolidat al partidului și al României. Nu genul de lider ala Ponta care, știți, vă iubesc până mă faceți prim-ministru. După aia mă serviți sau mă deserviți. Și voi, baronilor. Și, în general, dau informații despre voi, că știu că ați furat, că parțial ați furat și împreună cu mine, și veți fi arestați, dar eu vin acolo, în fața DNA-ului și mă prefac că mi-e milă de voi. Că asta a făcut Victor Ponta. Asta a fost doina lui legată de PSD. S-a prefăcut că le e milă de ei, dar i-a dat pe toți pe făraș. Târziu s-au prins băieții. Iar astea ce vorbim noi de scenarii de 30 de parlamentari care își dau demis, ăsta e un scenariu în Ligian, o furtună generată de marele strateg Dragnea, sfătuit poate de către prietenul nostru Vasile Dâncu, care văd că a devenit destul de comod, nu mai face strategii sofisticate. Vasile Dâncu, paranteză, este autorul unor strategii extrem de sofisticate și consolidate din perioada Năstase, pe care Năstase nu le-a urmat. Un om foarte inteligent. Dar... Vasile Dâncu din acea perioadă, dacă parte din acele strategii pe care l-a copt și împreună cu Ioan Rus... Nu poți să compari aluatul Năstase și mintea lui Năstase, cultura lui Năstase cu omul în șosete de flaușate și în sandale de la Tellerman. Nu compar eu, în această paranteză mă refeream la Vasile Dâncu, care își consumă inteligența remarcabilă într-un mod inutil, pe asemenea, oameni care nu valorizează aceste idei. Ei vor să le uzufructeze într-un mod fraudulos, pentru că păcatul incultului este că își închipuie că înțelege tot. Cum să înțelegi tot dacă n-ai citit? De unde moaștea pe gheață să știi dacă n-ai citit? Te-ai dus în discoteci și ai văzut niște reclame pe acolo, ai dat puțin din mâini și vii și spui, am vizitat lumea. Lumea o vizitez în biblioteci, nu o vizitez cu avionul. Noi n-avem politicieni care au vizitat lumea în biblioteci sau în muzee. Și asta este o mare problemă. Asta este o mare problemă. Și repet, faptul că noi am avut fie politicieni mediocri ca Ion Iliescu, fie politicieni fără cultură ca Băsescu, fie politicieni cu cultură, dar cu mari slăbiciuni individuale precum Năstase, asta ne-a pierdut. Noi n-am avut șansa unor oameni care să facă echilibru, să-și dea seama că aici sunt masele și aici sunt elitele. Și cu elitele să se joace într-un mod respectuos. Nu ca Băsescu când l-a propus pe Patapievici. Păi Băsescu când l-a propus pe Patapievici, nu știa cum îl cheamă. Dacă Adriana Săptoi vine să-ți facă niște mărturisiri despre Patapievici... Noi vorbim mâine seara, Adriana Săptoiu mi-a dat niște informații foarte bune. Astăzi a și scris pe Facebook despre examenul de capacitate. Lucruri incredibile care se întâmplă.
Ia dacă îți va explica expertiza lui Băsescu despre scriitorii României, nu Cărtărescu, Băsescu zicea Cărtărescu, dar nu știa cine e Cărtărescu. Nu știa dacă e bătrân, dacă e tânăr, dacă e înalt, dacă e slab, dacă e orbitor, neorbitor, nu știa. Dar vorbea despre el. Și Adriana Săftoiu silabisea cu el și îi spunea, domnul președinte, Cărtărescu, nu Cărtărescu, Cărtărescu. Și îl prezenta. Nu pot, ascult, eu vorbesc de... Putem să râdem în seara asta, suntem veseli. Mi se pare absolut... Da, da, știi ce vreau să spun de fapt? Că, bun, l-am anulat destul de mult pe Băsescu, asta a avut și merite, dar nu. Nu poți să-ți propui să prezinți modele românilor dacă nu știi despre ce e vorba în propoziție. Nu poți să promovezi fizica în școli dacă tu nu știi mecanica de clasa nouă, din sisteme inerțiale. Nu, n-ai cum să faci asta. Cum? Adică, atunci când l-a pus pe Horea Roman Potapievici, președintele nu știa cine e Horea Roman Potapievici. Nu știa nici că a fost fizician, nu știa nici teoriile lui pe care le dezvoltase deja, nu știa nici sofisticarea pe care Horia Roman Potapievici, din poziția de fizician valoros, translatat în filozofie, astea sunt niște lucruri, sunt nuanțe. Lumea nu este dusă în față prin vedete din show business. Lumea este dusă în față prin oameni care au citit foarte mult, care au cultură și care o propagă și cărora nu este rușine să vorbească despre asta, chiar dacă sunt huiduiți. Băsescu a încercat ceva, dar a încercat fără să apeleze la oamenii buni. El a luat pe Pleșu, că i-a zis Adriana Săftoiu că e un tip ok și că a fost pe la Păltiniș, cu Noica. Eu nu sunt convins că Băsescu știa foarte bine cine e Noica, dar despre Pleșu știa multe lucruri pentru că îl văzuse. Băsescu are respect. De aici și complexul lui, apropo de Adriana Stase. Simțea că Adriana Stase citea foarte mult, știa politică externă, drept internațional. La Năstase noi am avut o mare șansă pierdută. Un om care cunoaște atât de bine dreptul internațional este un om direct calificat pentru ca să poată să fie conducător de țară. Pentru că atunci când ești președinte de țară, te duci să negociezi potențialul țării tale în cadru care este dat de dreptul internațional. Năstase era perfect pregătit pentru asta. Ce l-a pierdut? Lăcomia. Lăcomia? Ca, pe Pont, ca și pe Ponta? Da, pe Ponta într-altfel. Ponta a văzut la Năstase lucruri pe care le-a imitat și la Băsescu treburi care l-au dedublat într-un fel. El vrea să fie Băsescu. Știi, e ca la actorii netalentați care tot timpul duc tava și se uită la ala care joacă Hamlet. Vreau să fiu eu Hamlet, dar am picioarele prea subțiri. Hamlet totuși era un băiat, trebuia să fie simpatic, drăguț. El a vrut să fie Hamlet. Băsescu știe să fie Hamlet. Învață bine astea, dar nu poți să îl pui să fie Shakespeare. Că zice, regele le are, deși Shakespeare are. Sunt rău, iară. Hai să mergem la partide de la legere. Le are, să mergem la partide. Mai au vreo șansă partidele actuale? Nu. Nu? Nu. Ce se va întâmpla? N-au nicio șansă. Vasile Blaga vorbea de oameni care să intre în partidele actuale. Ei vă promova, dat exemplu, inclusiv de oameni care de-a lungul timpului s-au Vasile, în emisiuni pe boică externă sau pe... Vasile Blaga își apără zona economică. Ceea ce el a consolidat și a reușit. Vasile Blaga este câștigător a două meciuri importante. Este câștigător unui meci intern în fostul PDL în fața lui Traian Băsescu președinte, ceea ce nu-i puțin lucru. Și este câștigătorul agregării voturilor pentru Klaus Iohannis. El n-a fost propagatorul emoției. Propagatorul emoției a fost Iohannis prin ce a făcut, tu prin ce ai făcut, realitatea, diaspora și a fost un sos foarte sofisticat acolo, însă Vasile Blaga a fost cel care a putut să culeagă prin rețeaua pe care a avut-o el și fostul PNL nu a avut-o. PNL-ul vechi. Blaga a avut-o. El acum așa apără un teren, un domeniu, dar nu poate să o facă foarte credibil și mult timp. Pentru că oamenii cu adevărat solizi, care pot să reprezinte ceva pentru românii din ce în ce mai pretențioși, și votul din 2014 ne-a dovedit asta, că sunt pretențioși, nu mai tot înghit. L-au înghițit pe Iohannis pentru că Iohannis a fost un sos bun.